Un român în vârstă de 38 de ani a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Germania. Acesta încerca să își sperie prietenul. Conform Digi24, bărbatul a ieșit pe geamul unui apartament de la etajul 5 și s-a agățat de fasada clădirii. La un moment dat nu a mai reușit să se țină, a alunecat și a căzut. Martori la tragedie au fost aproximativ 100 de trecători. Poliția chemată, probabil de cei aflați în zonă, a ajuns după ce românul deja căzuse. Bărbatul a murit pe loc din cauza rănilor grave. Pentru moment presupunem că este vorba despre un accident, încă verificăm și alte ipoteze, a declarat pentru publicația germană un purtător de cuvânt al poliției. Presa germană scrie că nu se știe exact motivul pentru care bărbatul a ieșit pe fereastră sau ce încerca să facă, în timp ce anchetatorii nu exclud deocamdată nici posibilitatea unei sinucideri. Cu toate acestea, pe un grup de Facebook al românilor din Germania, un bărbat a scris că victima nu s-a aruncat, ci a căzut după ce a vrut să-i facă o glumă unui coleg, intrând peste el în cameră și speriindu-l. Potrivit acestuia, situația a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, înregistrările fiind preluate de criminaliști. Relatează Digi24.ro.